S-a vorbit așadar mult despre acest proiect, Bucureștiul Dunăre, care ar urma să transforme capitala României în port fluvial. Nu știu cât de mult se cunoaște faptul că acest canal a fost realizat în proporție de 70% înainte de Revoluție. Acest proiect nu ar avea doar beneficiul unui canal navigabil care ar lega practic Bucureștiul de Marea Neagră. Pe acest curs de apă, cu o lungime de peste 70 de kilometri, s-ar putea instala și câteva hidrocentrale care ar produce energie. Diferența de nivel între București și Dunăre este de 53 de metri, ceea ce ar permite utilizarea căderii de apă pentru producerea de energie. Pentru acest proiect ar fi necesară o finanțare din partea Uniunii Europene de circa 1,5-1,7 miliarde de euro.